situația critică prin care trece termocentrala Paroșeni, principala sursă de furnizare a agentului termic în municipiul Petroșan, creează probleme administrației publice locale, care se gândește cu groază la anotimpul rece. În condițiile în care, acum în mijlocul verii, stocurile de cărbune sunt foarte mici, câteodată chiar nu există, venirea iernii stârnește îngrijorare majoră în rândul tuturor abonaților racordați la sistemul de termoficare. E o situație complicată, în sensul în care complexul energetic e în pragul insolvenței. Centrala de la Paroșeni a rămas fără stoc de cărbune, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Și atunci, sigur că am tras un semnal de alarmă și am făcut această scrisoare către ministrul Gerea. N-am primit încă niciun răspuns, dar cu siguranță în perioada următoare, dacă nu voi primi, voi încerca să fac și alte demersuri, pentru că nu vreau să ne trezim în iarnă că nu vom avea căldură. Noi suntem cel mai mare consumator petroșanul de agent termic și sigur că ne interesează și mă interesează foarte mult acest aspect. Problemele de la complexul energetic Hunedoara și implicit la termocentrala Paroșeni nu se vor rezolva curând. Ba mai mult, în această perioadă s-a vorbit foarte mult despre o posibilă transferare a acestor unități în administrarea consiliilor publice locale. Exclus. E o utopie. Autoritățile publice locale din Valea Jiului nu pot susține un astfel de demers. Nu că n-ar vrea, nu există resursă financiară pentru un asemenea colos. Promovarea stațiunii turistice Parâng este unul dintre principalele scopuri ale autorităților publice locale petroșenene, cum obiectivul este atractiv și pentru turiștii din întreaga țară. Realizarea unui centru de informare turistică unde aceștia se pot documenta era mai mult decât necesară. Acum, după mai bine de un an de când proiectul a fost demarat efectiv, primul centru de informare turistică din întreaga Valea Jiului este aproape de marea inaugurare. Punctul de informare turistică îl vom inaugura anul acesta. El este făcut din fonduri europene, un program național, toate aceste puncte sunt identice. Proiectul a fost unul singur, dar mai mult decât atât, pe lângă aparatura electronică și toate utilitățile care le va avea acolo, eu îmi doresc și sper să reușim să găsim înțelegere la operatorii din turism din toată Valea Jiului, să putem să fim conectați astfel încât să avem informația în timp real a serviciilor pe care ei le oferă potențialul clienți. Și atunci cred că își va atinge punctul de informare turistică și scopul pentru care a fost proiectat. Construirea centrului de informare turistică a costat circa 618.000 de lei, din care mai bine de 480.000 de lei sunt bani nerambursabili. Obiectivul este amplasat în una dintre cele mai vizibile zone ale orașului, lângă parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani. Peste 1.000 de puncte de acordare a primului ajutor și de distribuire a apei potabile, peste 800 de pompieri și paramedici, aproximativ 5.000 de efective ISU cu peste 2.500 de mijloace tehnice au fost mobilizate să intervină pentru evitarea situațiilor de urgență generate de caniculă. În urma dispoziției vicepremierului pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, structurile inspectoratelor pentru situații de urgență din județele aflate sub avertizările meteo de caniculă au fost mobilizate astfel încât, împreună cu autoritățile locale, să fie pregătite să intervină în sprijinul și pentru protecția cetățenilor. De asemenea, conform planului de acțiune al MEAI, Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului, au fost luate toate măsurile pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, transportul apei potabile acolo unde este nevoie, precum și pentru prevenirea și intervenția operativă în cazul apariției incendiilor de vegetație uscată sau la fondul forestier, a anunțat purtătorul de cuvânt al MEAI, Monica Dașbog, într-o declarație de presă. În ceea ce privește intervențiile medicale de urgență, sunt disponibile peste 770 de ambulanțe de tip B și C de la serviciile de ambulanță și aproape 300 de echipaje SMURD, a precizat Dașbog. Totodată, în această perioadă există riscul unor incendii grave de vegetație sau chiar de pădure și de aceea este recomandat cetățenilor să evite focul deschis. Vicepremierul Oprea a dispus Centrului Național de Conducere Integrată al MEAI să monitorizeze permanent situația operativă pe toată durata valabilității avertizărilor de cod portocaliu și cod galben de caniculă, a adăugat purtătorul de cuvânt al MEAI. Din informațiile oferite de specialiștii ANM în cursul zilei de vineri, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, însă sâmbătă și duminică temperaturile ridicate vor reveni, fiind posibilă emiterea unui nou cod portocaliu. Populația este avertizată să nu se expună în orele amiezii, iar dacă o fac, să fie îmbrăcați corespunzător. Thank you.
Reprezentanții CNADNR lucrează intens pe Transalpina. Conform Agerpres, aceștia își doresc ca lucrările să fie finalizate cât mai curând, astfel încât să fie deschisă turiștilor cât mai repede. La acest moment se lucrează din plin la montarea parapeților de siguranță, marcaje, semne și absolut tot ceea ce este necesar ca acest drum să fie gata la începutul lunii august. Va fi suplimentat chiar și numărul de muncitori pentru a grăbi lucrările și pentru ca turiștii să poată ajunge cât mai repede în zonă, să traverseze acest drum dinspre Gorj, spre Vâlcea și Alba, au declarat reprezentanții secției CNADNR Vâlcea pentru Agerpres. Deși oficial este închisă, mii de turiști traversează Transalpina pe porțiunea care urcă până la 2100 de metri între Obârșia Lotrului și Rânca. La 2000 de metri a fost amenajat chiar și un spațiu comercial unde turiștii pot achiziționa fructe de pădure, ceaiuri sau brânzeturi. Neoficial, numărul autoturismelor care tranzitează zilnic Transalpina se ridică la aproximativ 500, iar la sfârșit de săptămână, numărul acestora se dublează. Un grup de elevi din Varpalota însoțiți de profesorilor se află în aceste zile în municipiul Petroșani într-o tabără de reciprocitate organizată între cele două localități înfrățite. Tabăra a devenit deja tradiție, iar dacă până acum elevii noștri au fost în Ungaria la Varpalota, de data aceasta a venit rândul elevilor maghiari să vină la Petroșani pentru a cunoaște împrejurimile și bogățiile acestei zone. Elevii veniți la Petroșani au fost selectați să participe la această tabără de cadrele didactice care îi însoțesc pe baza rezultatelor foarte bune obținute la învățătură. Pentru 5 zile ei sunt prezenți la Petroșani. Copiii din Varpalota este, așa cum spunea la început și domnul Greșenski, al 13-lea an în care facem această activitate. Eu cred că este foarte important ca cei din Varpalota să vină și să cunoască Petroșanu și ai noștri să meargă acolo. Orice vizită de acest fel nu poate să facă decât să le deschidă orizontul și să-și creeze noi cunoștințe și noi prietenii, ceea ce la vârsta lor contează foarte mult. Vor merge în Parâng, vor merge probabil la Veștera Bolii, toate obiectivele pe care le avem în Petroșani și în județ. Taberele reciproce sunt organizate anual între cele două orașe înfrățite. Mai mult, ele nu sunt doar pentru copii. În trecut și funcționarii publici din cele două localități au fost în schimb de experiență unii la alții. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 24 iulie un curs al euro de 4 lei și 42 de bani, al dolarului american de 4 lei și 2 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 28 de bani. La Casa de Schimb Valutar și Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 37 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 42 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și se vinde cu 4 lei și 7 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei și 22 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 33 de bani. Deși valorile termice vor marca o scădere ușoară în regiunile nordice, vremea va fi călduroasă, local caniculară, în orele după amiezii în zonele de câmpie și de podiș, unde și disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va avea norări temporar accentuate în vestul, nordul și parțial în centrul țării, precum și în zonele montane, unde, cu precădere în a doua parte a zilei și la începutul nopții, local vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot fi mai însemnate în nordul Carpaților Orientali. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 de grade pe litoral și 37 de grade local în zonele de câmpie și podiș, iar cele minime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în dealurile de vest. În Alba Iulia, mâine se va înregistra o maximă de 36 de grade, la Arad maxima va fi de 34 de grade, iar la Caraș-Severin de 31 de grade. La Deva și la Târgu Jiu se va înregistra o maximă de 33 de grade, iar la Timișoara maxima va fi de 35 de grade Celsius.